Doamnelor și domnilor, am revenit la Agricultura la Raport. Pe pagina noastră de Facebook ne-a scris și domnul Iordache Marius din județul Dolj. Dânsul are o societate agricolă, cultură mare și ar dori să afle de la dumneavoastră dacă poate depune două proiecte pe măsurile 6.2 și 6.4 în același timp pe activități diferite. De asemenea, puteți să-mi spuneți dacă codul CAEN pentru fabricarea brichetelor din resturi vegetale are șanse să intre în lista sectoarelor cu potențial de creștere în sesiunile următoare. 6.2 și 6.4 nu pot fi accesate în același timp. Concomitent, având în vedere că intră pe regula ajutorului de minimis. În ceea ce privește fabricarea brichetelor, codul CAEN care permite fabricarea brichetelor, trebuie să vedem dacă viitoarea... Nu este prioritar și nici nu o să fie prioritar. Nici nu o să fie. Nu. Dar trebuie să vadă. Dacă face pe 6-4, ar trebui să îi ajungă suficient ce 200.000 de euro ca să dezvolte. Nu, dacă a punctaj, probabil nu primește un punctaj destul de mare care să îi permită depunerea proiectului și finanțarea lui. Și trebuie să vadă și dacă face două firme diferite, că aici, pe aceste două submăsuri, fiind finanțate IMM-urile, se face verificarea de firme legate sau partenere. Și să nu cumva se gândească că lasă că fac două firme și depun pe două. Nu, dar a spus că dacă depune în concomitent două. Domnilor, vă propun să intrăm în dialog cu Ligia Popa, colega noastră de la AgroTV Cluj. Bună seara, Ligia! Bună seara din nou! Bună seara, Ovidiu! Bună seara! Mă bucur să știu că ești alături de noi și în această seară. Așa cum bine știi, discutăm despre submăsura 4.1 și vreau să știu punctul tău de vedere și în același timp aș vrea să-mi spui cât de interesați sunt ardelenii de accesarea fondurilor europene. În principiu, ardelenii sunt foarte interesați de accesarea fondurilor europene. Domnul Tutoși și domnul Gaman știu că județele noastre din Ardeal ar fi cam în topul celor care au accesat fondurile europene. Mi se pare că Bihorul era undeva foarte sus în clasament. Da. Despre măsura de care vorbea voi, pot să spun că este una care se pliază destul de bine Ardealului, fiindcă merge bine pe ferme mai puțin mari. În același timp, pentru fermele mari, probabil că nu este interesantă, dat fiind faptul că presupun o finanțare, o cofinanțare destul de puternică. În condițiile astea, la noi, în Ardeal, să ne așteptăm cât de curând să avem ferme care să ceară banii ăștia, dar mai mult pentru extindere. Cel puțin așa mi se pare mie. Foarte bine. Da. Și oricum... Cam asta. Da. Ce vreau să spun aici cu fermele mari? Fermele mari, dacă sunt de fapt ale unei cooperative prin cumulul mai multor ferme mici sau mijlocii, nu au limită. Nici la finanțare, nici la valoarea proiectului. Nici la procent, nici la valoare. Da, probabil că asta e soluția. Și mai sunt câteva neclarități, cel puțin din punctul meu de vedere, în ghidul de finanțare. Nu știu dacă am înțeles bine, dar se acceptă în proiect ca fiecare aplicant să își estimeze veniturile din primul an și în funcție de această estimare să fixeze o sumă pe care să o acceseze. Este adevărat? Undeva în pagina 11 apare o asemenea mențiune? Cum? Adică, cum se face o evaluare a proiectului? În funcție de documentele de la APIA, respectiv de o... Nu, dimensiunea fermei se calculează așa. Pentru fermele zootehnice se calculează dimensiunea fermei pe care o are plus ce își propune prin proiect, inclusiv în primul an de funcționare. De ce? Pentru că achiziția animalelor, graficul de achiziție, se poate extinde și după finalizarea proiectului. Deci nu e obligat să aibă toate animalele la finalul proiectului. Așa cum și-a propus Evrea, fermă de 100 de capete, nu trebuie ca la finalul proiectului să aibă 100 de capete în fermă, ci poate să se întindă cu graficul de achiziție, inclusiv la un an după finalizare.
Și de aceea se ia în calcul ca dimensiune economică a fermei, nu ca comercializare sau ca altceva, ci dimensiunea economică a fermei se calculează până la un an de zile după finalizarea proiectului. Da, fiindcă o estimare, estimarea despre care se vorbește în pagina aceea 11, este anulată la un moment dat în pagina 23, unde se zice că datele trebuie să fie foarte clare. Deci cade estimarea inițială. Și atunci un aplicant, cam cum ar putea să-și evalueze singur proiectul? Dar e foarte simplu, că dacă îți faci un graj pentru 100 de capete, nu poți să spui că nu o să iau 100 de capete, ci o să iau 50. Am înțeles. Deci el trebuie să respecte graficul, la asta se referă de fapt dimensiunea fermei, da, la încă un an de zile după ce s-a finalizat proiectul, se referă la graficul de achiziție de animale pe care și-l propune, plus animalele pe care le deține. Și el trebuie să se încadreze în acea dimensiune. Și plus că nu este clar, este că trebuie să se încadreze între limitele de DSO, de unități de dimensionare, pentru care primește finanțare și punctaj. Deci nu trebuie să păstreze fix 0,1 SO sau 1 SO. La aia se referă. Am înțeles. Să rămână în continuare încadrat în limitele pentru care a primit punctaj și procent de finanțare. Ligia, îți mulțumim mult de tot că ai fost și de data asta alături de noi. Te mai așteptăm și cu o altă ocazie. Seară bună. Mulțumim frumos încă o dată colegii noastre de la Cluj. Domnilor, haideți să îi oferiți un răspuns și domnului Ioan Fănel din Brăila. Are 27 de vaci cu lapte, 10 hectare teren arabil, 20 hectare pășune. Poate accesa fonduri pentru un tractor și utilaje aferente pentru zootehnie. Dânsul are 40 de ani. Da, poate. Pe sumăsura 4.1 poate să acceseze. Pe sumăsura 4.1, da? E foarte important să știe fiecare pe ce sub măsură se încadrează. Bun, haideți să îi dăm un răspuns și doamnei Cristina Alexandra Sorcoi. Locuiește în comuna Călățele, județul Cluj. Dânsa dorește să știe de la dumneavoastră următoarele. Părinții mei ar dori să investească într-o plantație de castani comestibili. Dar nu știu dacă permite zona. Puteți să ne spuneți dacă ar fi șanse în cultivarea castanilor? Este o zonare a țării pe specii care pot fi cultivate și nu știu dacă putem deschide acum studiu să ne uităm în el. O să ia ceva timp. Sau poate să consulte singură studiul acesta de zonare și să vadă dacă într-adevăr în acea zonă se poate cultiva castanul. Și este eligibil să pentru finanțare cultura castanului în comuna Călățele de Cluj. Doamna Bradea Lili urmărește și dumneavoastră emisiunea noastră. Are 31 de ani, județul Timiș, și are studii de specialitate, deține 5 hectare de teren, 3 vaci și 150 capete ovine. Ce măsură poate accesa? Numai așa ca o mică estimare, nu cred că poate să strângă dimensiunea pentru tânăr fermier. Trebuie să aibă 12.000 de euro unitate dimensionare. 150 de ovine, dacă le luăm cu 50 de euro pe fiecare, ar veni 5.000, 6.000 de fapt. Da? 7.500 plus 3 vaci plus 5 hectare, nu strânge dimensiunea pentru acea tânăr fermier. Ar trebui să crească un număr de efective, ori de ovine, ori de vaci, ori de ori suprafața de teren. Așa cum vă spuneam și mai devreme, avem foarte mulți telespectatori care urmăresc emisiunea noastră. Ne-a sunat domnul Marin din Tulcea. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm, domnul Marin. Da. Am un solar de 6.000 de metri pătrați pe persoană fizică. Da. Așa. Și în 2010 am accesat un proiect de prestări servicii și am luat un tractor de 150 de cai. Da. În ce an? În 2010 am luat un tractor de 150 de cai pe prestări servicii. Eu acum aș putea să fac o modernizare, să fac o seră mai modernă, mai... Da, sigur că puteți. Pentru că din 2010 până acum au trecut cei 3 ani financiari care contau pentru măsura 3.1.2, cred că ați luat.
Prima da. Sora trebuie unde ați luat tractorul și ați prestat servicii. Da. Pentru că la solar n-avea cum să folosim tractor de 150. Nu, trebuie să servicii, cultura mare. Da, puteți să faceți fără probleme seră, nu mai aveți niciun fel de interdicție. Mulțumim de răspuns, domnul Mare. În sumă, măsura 4.1 da. Puteți să o faceți, pentru că investiția e destul de mare și nu cred că vă încadrați nici pe tânăr fermier, nici pe măsura de ferme mici. Deci pe 4.1. Da, mai am o întrebare. Da. În martie, fata îmi face 18 ani. Să vă trăiască. Pot să-i, mulțumesc, pot să-i dau un hectar jumate de teren să fac o seră performantă? Ea se va ocupa de seră? Da. Sigur, sigur. Sigur, nu, sigur. Nu pleacă la facultate, nu pleacă în altă parte la muncă? Nu. Dacă ea se va ocupa efectiv și va face și studii în acest domeniu, măcar curs de formare profesională, poate să facă ea sera, dar trebuie să se ocupe efectiv. Deci e foarte sensibilă limita între condiții artificiale și realitate. Mai ales că dumneavoastră lucrați chiar în același domeniu. Și dacă ați accesa, nu ați beneficia de cele 20% în plus față de fiica dumneavoastră. Clar că ne poate duce cu gândul la crearea de acele condiții artificiale. Nu pe noi, ci pe cei care vă vor controla ulterior. Deci dacă fata are alte gânduri și nu vrea să rămână să se ocupe de legumicultură și asta să fie meseria, da? A, și... Atunci nu o băgați pe fata. La ce valoare poți ajungă? Sera până la 1,5 milioane de euro pe valoarea proiectului. Deci 1,5 hectare le puteți face cu tocul cu finanțarea pe care o puneți. Dar la 1,5 hectare de seră o să aveți nevoie clar și de un depozit, pentru că o să aveți o producție destul de mare și o să aveți nevoie și de o depozitare. Da, 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 da. Dar vă zic, dacă fata nu se va ocupa efectiv și o să vină controle, găsesc procure că va desemna pe dumneavoastră, va delega să vă ocupați sau semnătura în bancă că nu a fost ea și n-a făcut tranzacțiile și vânzările, dacă o ia la întrebări și vede că nu știe cu ce se ocupă... Unde desface producția, ce... Atunci o să fie mari probleme, că vă iau toți bani înapoi. Am înțeles. De-aia v-am spus, dacă nu este ferm convinsă că vrea să continue în meseria asta și să rămână acolo să se ocupe de seră, atunci, bine, nu trebuia să culeagă efectiv, dar trebuie să știe toată activitatea, programarea activității în firmă. Da, am înțeles. Mulțumesc. Seară mulțumim bună. Și noi, domnul Marin. Seară bună, numai bine. Domnilor, un alt telespectator ne-a scris pe pagina de Facebook. Domnul Mihai are 30 de ani, tatăl dânsului are 6 hectare de teren, 60 de oi și 80 de capre și 2 vaci. Dânsul dorește să preia tot, domnul Mihai. Ce proiect poate să facă, vă întreabă. Deci 30 de hectare teren? Da. 30 de ani. A, 30 de ani, 6 hectare teren. Acum ar fi foarte important când scriu terenul telespectatorii sau ne spun ce teren au în suprafață de teren, să ne spună și cu ce îl cultivă în principal. Pentru că dimensiunea economică se calculează în funcție de tipul de cultură pe care l-ai tu pe suprafața ta agricolă. Adică cultiv porumb siloz, cultiv grâu, cultiv porumb lucernă, ce anume, e pășune. Pentru că diferă destul de mult dimensiunea în calculul ei. La cum văd la prima vedere, nu cred că strânge cei 12.000 de euro unități dimensionare. Vrei putea să spui, faci da. 62 cu 80 de capre, 2 vaci. Pe zootehnie. Da. Deci caprine cât? 80. 80 caprine. Ovine 60. Și 6 hectare teren. Dar nu știu cu ce. Da, nu ne-a spus, din păcate. Sau pășune, cred că. Deci are 10.900, dacă eu le-am pus bine, 10.900 pe zootehnie numai. Dar le-am pus ovinele, voi de un an sau mai mult, destinate reproducerii. Da, pe asta ar trebui. Da. Și văzut, caprine montate, și femele destinate reproducerii. E la limită. Da. E la deci limită. Poate să obțină punctul. Ce ar putea să acceseze dacă... Depinde dacă e pe persoană fizică, cum a lucrat până acum. Sunt multe lucruri prin care să putem să ne dăm seama dacă îndeplinește sau nu condițiile tânăr fermier. Ca vârstă îndeplinește. Dar nu trebuie să fii activat mai mult de 2 ani de zile
pe o formă de organizare de cel puțin PFA, adică să nu fi fost înregistrat la APIA, pe o formă de organizare cel puțin de tip PFA, mai mult de 24 de luni, că atunci nu mai poate să așeze 6.1 tânăr fermier. Dar spune că acum vrea să le preia de la tată, deci nu cred că se întâmplă acest lucru. Mai are nevoie de curs sau se promite că va face cursul. Deci măsura pe care o poate accesa, 6.1 în starea tineri fermieri. Haideți să vedem ce întrebare are pentru dumneavoastră domnul Nedelcu din Iași. Bună seara! Bună seara! Bună seara! M-ar interesa și pe mine să avem... Sunt un crescător de bovine. Bă, proiectul ăsta pe tânărul fermier. Da. Avem, noi avem vaci. Și ne-ar interesa cum am putea, ce ne-ar trebui să putem accesa și noi. Ce vârstă aveți, stimate domn? 32 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc. Cum aveți vacile? Pe persoană fizică? Persoană fizică, da. Câte vaci aveți? 6. Vaci de lapte, presupun. Da, vaci de lapte, da. Teren, altceva mai aveți? Teren foarte puțin. Adică mult teren nu avem. Ne-ar trebui să arendăm sau ce ne-ar trebui, ce acte ne-ar trebui și noi sau cât teren ne-ar trebui să putem să accesăm și noi. E, v-ar trebui destul de mult dacă aveți numai 6 vaci. V-ar trebui 20-30 de hectare. 20-30 de hectare. Trebuie să fie personal sau arendat? Poate să fie arendat, dar oricum nu poate pe persoană fizică să accesați fonduri europene. Trebuie să fiți cel puțin persoană fizică autorizată. Deci să faceți o formă de organizare. Da, și accesați instalare tineri fermieri. Puteți să accesați 6.1 instalare tineri fermieri. Dar trebuie văzut acum ce anume vreți să luați. Pășune, să faceți cultură mare, cu ce anume vreți să cultivați terenul. Vreți să faceți o fermă zootehnică sau vreți să rămâneți o fermă mixtă? Da. Cum? Fermă zootehnică, să crească efectivul de animal. Păi atunci ar trebui să mai luați vaci, că 6 vaci... Da, am înțeles. Nu o poți numi fermă zootehnică. Bun. Decât dacă vă mai asociați cu alții din localitate, da? Și formați o mică cooperativă acolo de 5 membri, deci cel puțin. Ar trebui să aveți între 20 și 30 de animale... Da. 20-30 de animale și o suprafață de teren care se poate vă asigure cât de cât furaje pentru animalele respective ca să puteți să îndepliniți criteriul de ESO. Da, bine. Mulțumim, domnul Nedelcu. Haideți să oferiți un răspuns și domnului Flavius din Arad. Are 24 de ani, 12 clase fără bacalaureat. Dânsul dorește să afle de la dumneavoastră ce fonduri poate accesa pentru cumpărarea de pământ sau utilaje împreună cu mama domniei sale, care are 25 de hectare în arendă și 4 vaci cu lapte. Cele 25 de hectare sunt cu cereale, 2 hectare lucernă, 0,05 hectare pom. Și câți ani avea? 24 de ani. Nu contează dacă are 12 clase cu bacalaureat sau nu. Trebuie să facă cursul ca să poată să încadreze pe tânăr fermier. Părerea mea că ar trebui să preia întreaga exploatație și de la terenul care deține mama dumnealui și să organizeze într-o formă legală. Criteriul cred că îl îndeplinește, la suprafața ESO-ul poate să-l atingă, la suprafața care îl are. Păi 6.1 poate să își achiziționeze utilajele. Și pe 6.1 primește 100% finanțare și poate inclusiv să achiziționeze teren din banii ăștia ulterior pentru a crește ferma. Nu este o condiție ca banii să fie folosiți exclusiv pentru achiziție utilaje sau nu are voie să cumpere teren. Pe 6.1 și 6.3, repetăm, se poate achiziționa inclusiv teren. Se face un simplu plan de afaceri prin care îți propun niște obiective de atins în 3 ani de zile. Și pentru a atinge obiectivele poți să capitalizezi firma și din capitalul firmei sau a PFA-ului respectiv să cumperi teren, să-ți achiziționezi sămânță, să-ți achiziționezi toate inputurile de care ai nevoie, herbicide, pesticide, da? Inclusiv să-ți cumperi utilaje. Deci poți să faci ce dorești cu acei bani pentru a crește firma și a-ți atinge obiectivele propuse în planul de afaceri. Acum, dacă, chiar dacă n-am luat bacalaureatul, dacă
se descurcă cât de cât să citească ghidul, planul de afaceri se poate face singur. Nu trebuie să apeleze neapărat la consultanți. Și pe 6.1 și pe 6.3 sunt două măsuri pe care, pe care se depune un plan de afaceri simplificat, pe care îl poate face inclusiv beneficiarul. Nu are nevoie de apelat la consultanți. De multe ori consultanții în aceste două submăsuri fac copy-paste de la un proiect la altul și se trezește că are prevăzut prin proiect anumite obiective pe care ulterior nu mai poate să le atingă. Cum e cu culturile de porumb zahărat sau alte lucruri. Am mai întâlnit. Ne discutam în emisiunea trecută, porumbul zahărat, că dacă nu poate și nu poate nu iese acolo pe terenul la porumb zahărat, ce face? Păi, trebuie să asta ți-ai asumat prin planul de afaceri. Acolo a fost clar un plan de afaceri copy-paste de la un alt beneficiar. Domnilor, îl avem alături de noi prin telefon pe domnul George din județul Dâmbovița. Bună seara! Alo, bună seara! Vă ascultăm, domnul George. Domnul, am mai vorbit cu domnul Tortoia acum ceva, tip o lună și ceva, în legătură cu măsura 6.1. Da. Deci am avut o problemă cu dosarul. Ne-am s-a cerut de la expert informațiile alea suplimentare, le-am primit în termen întârziat, dar n-a fost chiar întârziat. În fine, am mai vorbit cu dumneavoastră și domnul Turtoi mi-a spus ca să facem contestație după raport. Am primit raportul, am făcut contestație și nu ne dă niciun răspuns. A zis că totuși o să fie răspunsul aproape clar, favorabil. Păi a apărut raportul de contestație sau numai raportul de selecție? Nu, de selecție. A fost neeligibil, clar. Și domnul Turtoi, cu toate că ne-a spus că n-ar fi un motiv întârzierea asta, cu toate că n-a fost întârziere, s-a citit pe 9 și s-a trimis în 3 zile lucrătoare, deci pe 14, a fost duminica. Da, a apărut, asta vă întreb din nou, a apărut raportul de contestații și v-a respins contestația? Nu, de contestații nu am făcut, dar de 2 săptămâni nu ne dă nimic, niciun răspuns. N-a primit răspunsul la contestație. N-ați primit raportul la contestație. M-a așteptat să primiți raportul de contestație, să vedeți dacă v-a fost acceptată sau nu contestația. Deci mă așteptăm iară raportul de contestație. Deci când se selectează proiectele, sunt două rapoarte care apar. E raportul de selecție, da? Și după aia apare raportul de contestație. Astea sunt cele două documente. Raport de contestații, cei care au fost respinși în raport de selecție sau le-a dat punctaj mai mic și au făcut contestație, se regăsesc în acest raport de contestație. Și acolo îi spune, e admisă sau e respinsă contestația depusă. Dacă e respinsă contestația, următoarea cale prin care puteți să atacați decizia e în instanță. Astea sunt pașii. Dar în instanță, dacă ataci, trebuie să stai după proces, să vezi ce iese. Asta înseamnă ani și nici nu poți să mai depui. Și nu mai poți accesa. Și nici nu mai poți depune un alt proiect. Consultant nostru ne-a spus că putem să facem prin alte, adică în primăvară altă. Adică să refaceți alt proiect. Să-l retrageți pe acesta. Dar să-i spuneți că în aceeași bani să vi-l facă. Cum? În aceeași bani pe care i-ați dat să vi-l facă, să nu-i dați alți bani. Da, asta sigur. Da? Zicea că e altceva, alt program, GAL sau nu știu cum, care s-ar face în primăvară. Mai GAL? O să se deschidă o nouă sesiune. Pe GAL-ul, pregrupul de acțiune locală. Acolo, într-adevăr, nu e concurență la nivel local și sunt șanse mai mari de a obține finanțare pe grupurile de acțiune locală. Da, și ar putea merge pe dosarul ăsta, adică tot pe ăsta, zis, din 2016, că tot l-avem și e eligibil. Dacă se mențin condițiile de tânăr fermier, da. Da. Dar de ce nu așteptați raportul de contestații? La contestații. Oricum până în primăvară o să apară. Da, o să apară cu siguranță. Și o să vedeți dacă v-a admis contestația și continuați pe programul mare, sau dacă v-a respins contestația, puteți să accesați pe grupul de acțiune locală, pe GAL, fără problemă. Numai să mențineți condițiile tânăr fermiere, să nu fie cu cele 24 de luni, cumva. Aici da, nu, că de-abia acum, anul ăsta am deschis. Da, are mai dreptate. Se poate și pe grupul de acțiune locală depune. Dacă grupul de acțiune locală are în strategie prevăzut că finanțează tineri fermieri, ce ar trebui să mergeți până la galul respectiv și să-i întrebați, domnule, aveți finanțare pentru tineri fermieri? Că unii și-au prins, alții nu și-au prins finanțare pe tineri fermieri. Domnul George, mulțumim mult de tot pentru telefon. Mulțumesc. Seară bună vă doresc. Seară bună. Domnilor, cu ce concluzie plecăm în seara asta? Cu
cu aceeași concluzie, că ar trebui să se organizeze puțin mai bine fermierii, pentru că fiecare, nu ați văzut, majoritatea, am puține animale, puțin teren și vreau să-mi cumpăr utilaje, să-mi dotez o fermă care, de fapt, e la nivel de gospodărie agricolă, nu de fermă în sine, de fermă comercială. Și singura soluție pentru astfel de cazuri este asocierea. Asocierea nu poate face nimeni, nici statul, nici primarul, nici nimeni. Asocierea este o voință liberă a oamenilor să se asocieze și să formeze aceste grupuri de producători sau cooperative. Minim 5 membri trebuie să aibă și atunci își pun totul la un loc. Nu își cedează nimic din ceea ce dețin. Asta trebuie să înțeleagă deci fiecare oamenii. Va, nimic de pierdut, fiecare va avea ferma lui independent și își va lucra în treaba lui, doar că va folosi utilajele de la cooperativă, că va desface producția prin cooperativă și dacă se obține și un profit mai mare la sfârșit de an își ia și dividendele din activitatea agricolă respectivă, își poate face un centru de procesare a furajelor pentru ferme, toate fermele care sunt în cooperativă. Pot să-și cumpere tancuri de răcire pe cooperativă, să-și ducă laptele acolo, nu să vină să-i dea 0,7 bani pe litru, cum spuneam mai devreme, și că acum îmi crește la un leu. Cooperativele iau de la 1,6 în sus. Da. Da? Deci, practic, pot face pe măsura 4.1 și investiții și în active corporale și în active necorporale. Tot ce înseamnă modernizare, extindere, dotare, ferme, drumuri, drumurile în fermă. Necorporalele sunt softuri, da. Și alte softurile, da. Licențe, patente, branduri. Domnilor, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în cadrul Agriculturii la Raport. Le mulțumesc și celor care ne-au urmărit și le dau întâlnire și mâine seară la o nouă ediție. Până atunci, rămâneți alături de AgroTV. Numai bine, seară bună! Seară bună! Seară bună!